reședința din Consiliu. Știți că dintotdeauna v-am anunțat să luăm șere. Am o adresă de la Compania Națională de Investiții către Unitatea Administrativ Teritorială Târgu Frumos. Domnule primar, referitor la obiectivul de investiție în abilitare Casa de Cultură Carabete Brăileanu, strada cu zabodă numărul 44, oraș Târgu Frumos, în 10 Iași, obiectiv de investiție inclus pe lista sinteză a programului Așezăminte Culturale din cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social. Vă transmit anexat în copie avizul favorabil 2/8/22/03/2024 emis de Comisia numărul 1 a Consiliului Tehnico-Economic al CNI cu privire la avizarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții sus menționat, obiectiv de investiții în promovare suplimentară a analizei, valoarea totală. Avizata investiție este de 9.897.743 de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 2 milioane de euro. Valoarea avizată a lucrărilor finanțate de la bugetul local este de 363.832 de lei cu TVA, ceea ce înseamnă aproximativ 70.000 de euro care trebuie să contribuim noi. Sursa de finanțare este bugetul de stat, fonduri alocate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin legea bugetului de stat. Durata de proiectare, 4 luni. Durata de execuție, 18 luni. Suprafața construită propusă, 624,85 metri pătrați. Suprafața desfășurată propusă, 681,85 metri pătrați. Regim de înălțime, parter plus mansardă parțială. Pentru cei care îi cunosc ca să ridică. Mulțumesc! Supun a fost ordinea de zi. Cine este la ordinea de zi, avem și un proiect de hotărâre suplimentar. Cine este pentru? Împotriva abțineri, mulțumesc! Supun la vot procesul verbal din ședința din data de 12.02.2024. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 20.02.2024. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Supun la vot. Mulțumesc! Supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 5.03.2024. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 21.03.2024. Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc! Domnule președinte! Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie 2024. Se consemnează președintele de ședință a Consiliului Local Oraș Frumos și îl fiaște în jumătate de 3 luni consecutive, respectiv lunile aprilie, mai și iunie, domnul consilier Bonea Costel. Este, domnul Bonea? Se pregătește. Am înțeles că ar fi votat online, nu accept acest vot.
datorită faptul că are campanie, el a vorbit exact cu gura lui. Probabil că s-ar fi referit la campania agricolă, dar ANI este a treia solicitare prin care votează online că în campanie și drept dovadă, ieri după masă l-am văzut în strada Măicuța, nu prăștea ceva, nu știu, probabil ordinea de zi, de astăzi, nu știu ce. Nu mai sunt colegi în legislatura asta de 4 ani care au avut 3... Este a treia ședință prin care votează online și spune că este în campanie. Da, dar motivarea n-a. Motivarea se face printr-un, printr-un bilet de avion, printr-un, nu știu, o vacanță care... Nu, că sunt în campanie. Nu, dar e a treia, nu, nu, am înțeles, e a treia oară și asta. Da, e a treia oară care face pentru... Da. Bădează oameni prin campanie. Dar, domnul președinte, haideți să ținem ședința cât mai... Mi-aș vrea să cauzeam de mai întâi. O să votez ce o să spun, da. Important să avem. Proiect de hotărâri, mi-a din apă. Se face în limita fondurilor. Deci cei care o solicit o să caută să încadreze în cei 100.000 de lei. Adică primul venit, primul servit? Nu, este o comisie care spune, a trebuit acordat de finanțare, se face pe bază de selecție și oferte către comisie și numite prin dispoziția primarului. Da, am pus până acum. Da. Vorba unui comisar și parte din comisie. Sigur, da. Veți la mână cu ața, pura mână. Păi nu-mi vine că ați schimbat ceva, cum ați spus. Nu, nu. Dacă sunt dispuții. Doamna
șef contabil, am înțeles. Da, meritul este al primarului Ionel Vatamonu și al parlamentarului domnul Vasile. Noi suntem cei care am susținut să ne ajute cu investiții pentru comunitatea de vechi comunitatea Rușului de Comeni. Fiind în construcție, am zis că ar fi bine să ne ajute, este a doua oară, că s-au mai adus 200 de lei, acum s-au adus 700 de lei, deci am depus documente justificative, nu pe toată suma, dar noi o să ne trimitem în cont pentru ce au justificat și când o să mai depună, o să comunicăm și o să ne trimitem ca să se demareze lucrările. Sunt discuții. Important ar trebui să întrebați și Comisiei Economice. Discuții? Să întrebăm pe domnul Feodor, că acum nu știu, zâmbește că se bucură sau... Dacă înțeles că mă bucură, că să punem la votare în schimb liber rom? Împotriva? Abținere? Proiect de hotărâre privind aprobarea concluzilor de execuția bugetului local, alocatului frumos, bugetului centralizat al activităților finanțate integral din mediul scolarului și a salului sărbătății, precum și a situațiilor financiare inclusiv anexele la acestea de anul 2023. Comisia propriu continuat, domnul Adamo. Mă interesează cum au depus problemele la Comisia Economică. Mult este favorabil, nu a fost. Discuții dacă sunt. S-au obținut domnii consilieri ca să discute acum ședința mea. Probabil că mai de lungul s-au obținut, dacă s-au obținut în comisie, s-au obținut și în ședință. Supune la vot, domnul. Până azi, dar acum dați voie să spun și tot. Să mă spun, nu discut acum, Marcinea. Mă rog, i-am încercat. Acum ați vrut să spună domnul Marc, în timp campanie, cum a spus de colegi, eu am atras atenție de fiecare dată și ați văzut mai mult decât atât cam ce s-a întâmplat cu unul dintre proiecte. De ce ne abținem? O execuție de 14,39%. 27,69% să spunem pe ceea ce înseamnă prevederile inițiale, fără a lua în calcul PNRR-ul. Într-adevăr, putem spune că PNRR-ul de aprobat și ajuns în bugetul de venituri și cheltuieli, cu siguranță n-aveau cum să fie implementate. Sunt etapele de desfășurare. Dar bugetat și credite aprobate la începutul anului de 35.155.650 și o execuție din 9.735 pe dezvoltare este sub orice critică. M-am uitat la celelalte primării. Nu credeți că sunt la 70-80%? M-am uitat la primărie din oraș. La Podelei tot oraș. Păi la Podioane, la Paștini și la Dulof. Da? Sunt peste noi și o să vă transmit exact datele ca să vedeți. Da. Nu sunt extraordinari, sunt credeți că și nici ei nu sunt la 80-90%, dar sunt peste 40. 38, 40. Dumneavoastră, dacă vă convine, votați, dacă nu vă convine, Am vrut să mă gândesc de ce mă abțin la acest vot. Da? Din câte știm, eu faci parte din alte comisii care, mă rog, optăm pentru ceea ce s-a discutat în Comisia Economică. Da, am fost și-o prezent la Comisia Economică. V-ați abținut? Pentru ce... Nu, eu nu m-am abținut când am votat. Am fost prezent pentru comisia mea și desfășoară activitatea aici. Da? Nu am venit în comisie. Dar mâine să nu fiți de acord nici plen. Dacă mai sunt discuții, Dacă vă supune la vădare, ne vedem nou. Împotrivă, abține.
celor întâmplate am avut să modificăm numărul de anigrama și am modificat la compartimentul juridic și la compartimentul la piața agroalimentară. Este secretarul general care la Dumnezeu să fiță în orice ară s-a preferit, jos la piață totul, colegii al nostru și transformat pe domnul Pârșu, unul de la sector, îl ducem la piață și în locul domnului Pârșu trebuie să scoate la concurs un post calificat. Discuții de acum sunt? Spune-mi la puțin, fi domnul? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de aptitudine pentru delegarea efectuării activități de eliminare prin depozitare a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și de proveniente de pipele publice, a residuilor rezultate de la instalații de degradare, a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite de la activități de reamenajare, reabilitate interioară și sau exterioară a locuințelor la depozitul de deșeuri mai sănătoase de zona. Inițiată domnul consilier Alexandru Deluș. Vă rog, domnule. Pe articolul care se spune despre aprobarea modalității de organizare a reîncărării a gestiunii pentru respectivele de deșeuri menționate, la fel se spune despre aprobare în studiu de oportunitate se spune despre aprobare documentației de atribuire a contractului de concesiune, se spune despre aprobare de mandatare domnului administrator public Lucian Momagius pentru a aproba și vota în adunarea generală a asociației, la fel se acordă mandatul asociației PARIS pentru publicarea anunțului pentru lucrarea publicației și mandatarea domnului președinte pentru a semna. Încă o întrebare. O problemă pe care o producătorii de legume este aceea că folia și picularea semiculării nu pot fi reciclate pentru că sunt în viață deșeurile îmbolare, pot fi duse la plastic. Pot fi introduse aici, există un capitol special în care, pentru că pur și simplu nu au ce să fac cu ele. Da, după câte mi-aduc eu aminte, noi am discutat problema asta și am spus organizăm o zi prin care vine și le ridic tot ce înseamnă plastic, atât folii cât și portumuri, tot nu interesează unde le duce. Nu pot să le prea. Important e folia, folia să fie curată, folia curată. Nu poate fi curată. Dacă nu e curată, se merge la menajer. Deci asta e. Spateteți mare, vă seama, cum e vorba din toamnă, avem soluții la problema asta. Finalizăm capul și capul ăla o să încercăm să preluăm toate deșeurile astea care nu putem să gestionăm în momentul de față. Idealul este să este acolo. Dar vom pune noi de la primărie o mașină la dispoziție care va preva de la fiecare persoană dacă nu are posibilitatea să o ducă problema de transport, fiecare are lucruri ca să le ducă. Ideal ar fi să le putem valorifica prin reciclare. Eu știu la fiecare ce mai am vorbit la un prieten la în care zice să nu poți să-ți iei așa ceva. Ori este modal, dar sunt alea cu picurare, în fel are. Gândiți-vă că avem acum proiecte care ne uitam de la toate școlile și liceu și se schimbă toate geamurile. Sticla de la geamuri nu este reciclată în România. Și vom avea tone de sticlă care va merge la deșeul din construcții pentru că nu poate fi reciclată. La fel și cu materialele de la grădinărit, folie, cutun și așa mai departe, în momentul de față nu prea se reciclează. Și o să vedem să le luăm și să le deplin condițiile lor. La folie... Deci, de fiecare, nu fiecare problemă de astăzi.
referitor la platforma la CAP s-a dat și o ordine de începere a lucrării. Dacă mai sunt discuții, e bine la comisie, da? Spune la comisie, este pentru? Împotriva? Proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii numărul 53 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a casei de cultură de la Ministerul de Educație. Prin adresa înregistrată la Secretariatul Primăriei Orașului Târgu Prumos, la numărul 434.27 din 19 aprilie 2024, de către managerul Casei de Cultură Garabeti Băieanu Târgu Prumos, se solicită modificarea anexei 3 la regulamentul de organizare și funcționare a Casei de Cultură Garabeti Băieanu a Orașului Târgu Prumos, în sensul transformării postului de referent GAPS Profesional 1, nivel studii superioare, referent deputant nivel studii superioare, la compartimentul cultural artistic, achiziții publice și contractări. Având în vedere faptul că regulamentul de organizare și funcționare a Casei de Cultură de Arhitectii Brăilea au făcut frumos aprobat prin hotărâre numărul 53 adoptată în ședința publică ordinară din data de 28.04.2022, modificat prin hotărârea numărul 139 adoptată în ședința publică ordinară din data de 26.10.2023, au intervenit modificări în sensul că la anexa 3 la regulamentul de organizare și funcționare s-a modificat postul de referent la profesional cu un nivel studii superioare, la referent debutant nivel studii superioare, la compartimentul cultural artistic, achiziții publice și contractări, analizând solicitarea unității culturale în conformitate cu prevederile articolului 136 din alineatul 1 în ordonanță de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ, am inițiat proiectul de hotărâre alăturat, care împreună cu întreaga documentație va fi supus pe dezbatere și aprobare Consiliului Local. Dacă sunt discuții. Vor comisie? Ora. Supunem la vot. Este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii numărul 24 din 28.03.2019 privind stabilirea componenței echipei de mobilier de intervenție în cazul de violență domestică la Spării Frumos. Inițiatul domnul consilier Alexa Andreuș. Dar articolul 1 din hotărârea de adeghe trebuie modificat în sensul în care să nu creeze reprezentarea hotărârii pe Adelina cu amenajare Adelina Sfânt Social Specialist. Discuții? Ora. Spuneam, mă ține și pentru nou? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea banchetei în salariul public din cadrul unității administrației teritoriale în orașul Frumos, deci în așa regulamentul este pentru decontarea cheltuielilor cu banchetă pentru funcționarii publici în cadrul unității administrației teritoriale în orașul Frumos, deci în așa. Domnul consilier, care este Angelus. Spre dezbatere și asumare de contarea cheltuielilor cu analiză, adică cu verificare la medie cu prezent funcționarii publici din cadrul OAT Târgu Frumos. Articolul 2 se spune spre aprobare regulamentul pentru decontarea cheltuielilor cu analiză în canalii publici. Și de la data aprobării președintei hotărâre, prin decontarea cheltuielilor pentru analiză, și deși la locul de muncă, cel personal din cadrul aparatului de specialitatea primarului și domiciliul în altă localitate și încetează discuțiile astea sunt mai complete. Pentru comisie, domnul supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind constituirea structurii comunitare consultative locale, stabilirea componenței și aprobarea regulamentului organizare și funcționare a acestei. Doamna Conținerea acestei comisii am venit cu propunerea doamna Pașaniuc.
aspectul superior, direcția de asistență socială, Feudă Pânconai, consilier local, Benchi Academy, medii de familie, Ierea Grădinișan, cadru de exact, Schist, Apetroa Ivan, preot, Dascălu Arin, polițist de proximitate și milocul tăntit din partea oamenilor de afaceri. Am văzut că alte următoare. Discuții-vă rodată. Mi-am spus că e incompatibil. O discuție dacă să fim în acest proiect. Vă promisim? O rând. Să putem la voi, ținește că nu? Împotrivă? Abține? Abține eu. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiunea unor mijloace ființe în inventarul nașului de frumos în vederea casării și valorificării. Consilier, local, doamna Anonimalie, Anonimalie, mă rog, vădă-i o față, grație. Avem în vedere inventarul numărul 34, 19 de martie 2024, privind casarea de unor mijloace ființe înregistrată în inventarul nașului de frumos și procesele de bani de inventariere, pentru propunerea pentru casarea unor mijloace fixe înregistrate pe inventarul orașului Târgu Frumos. Am inițiat acest proiect de propunere prin care s-a urmărit casarea unor mijloace fixe aflate în inventarul orașului, mijloace fixe a căror durată de funcționare este depășită și care nu mai pot fi folosite în cele pe care au fost achiziționate. După scoaterea de funcțiune, se va proceda la casarea și acolo unde este cazul la valorificarea acestora, conform prevederilor legale. Drept urmare, propun spre aprobare prezentul proiect. Discuții, dacă sunt. Domnul Comisie. Program. Se pune la vot, cine este de-a nou? Împotrivă? Abține? Proiectul hotărâre privind aprobarea locuinței reactor de evaluare pentru imobil teren și capacitatea de imobil de păcaz aflată proprietatea privată orașului de frumos. Dacă atunciarul nr. 63 și 16724, inițiatorul lor nostru, acest teren suprafață de 20 de metri pătrați este concesionat în anul 2007. Persoana respectivă a venit cu cerere la primăria orașului Târgu Frumos, în care primește cumpărarea acestuia, drept pentru care acest teren aflat în proprietate privată poate fi scos la vânzare prin aprobarea, prin etapă a întocmirii unui raport de evaluare de către o evaluare independentă. Discuții? Comisie? Vă rog. Spune-mi că nu? Împotrivă? Abține? Prezentarea de un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în cadrul documentației tehnice pentru obiectivul modernizării antropomatic pentru facilitarea deplasării persoanelor cu disabilități. Obiectivul doamna liceu special de doamna Marcu Ion Articolul 1. Se aprobă nota conceput de modernizare trotuarului pentru facilitarea deplasării persoanelor cu dezabilități în vedere în zona Liceu Moldova, Parcul Inginier, Campul Intrate. Se aprobă tema de proiectare, modernizare trotuar, lungime, marcaj este de 850 de metri, lățimea 30 de centimetri, suprafața propusă 350 de metri, un număr estimat de persoane care va circula va fi de 150 de persoane. Valoarea este 153.391 de lei cu TVA. Discuțiile astea sunt... Mulțumesc, nu e voie.
Aș avea o întrebare către inițiator. Acolo, articolul 1, se aprobă nota conceptuală. La articolul 2... Prin care se justifică necesitatea. Da, nota conceptuală și oportunitatea, da? Și practic, noi astăzi, articolul 1, aprobăm oportunitatea acestui proiect, da? Da. Și este oportun. Facem o nouă ședință pentru... Nu, domnul primar. Stați-mi voi, dar în discuțiilor pot să cer în punct de vedere că nu înțeleg niște chestiuni și poate mi le puteți explica. La punctul 2 aveam să aprobă tema, da? Da. Iar la punctul 3, indicatori de nevoie economici. Noi astăzi să aprobăm acest proiect. Ce urmează? Lucrarea sine. Se facă proiectare, este făcută ofertă, valoare, tot. Este făcut o ofertă, este estimat. Nu, domnule, este am judecat că este cap, execuția. Da. Pe data de 14 martie. Da. Este cap, este am judecat execuția exact pe același acest proiect. Dar să vă dau, deci, nota conceptuală care o avem noi, semnată de domnul arhitect șef, are data de 26.03, corect? Da. Nota conceptuală. Adică... Dar dumneavoastră vreți să mă oportun cu o ședință, cu o animare extraordinară. Dar dumneavoastră vă dați seama la cine puniți pe noi aici să facem acum? Dacă vi frică, sunteți, votați împotrivă, domnul meu, o să fiu eu răzvarat cu mădere. Dar dați-vă seama pe la cine puniți pe colegi să facă. Este am judecat din 14 martie. Are stabilit și câștigător. Noi azi aprobăm oportunitate care e făcută în 26.03 de către arhitect șef, da? Tema de proiectare în 26, Daliu, după, este făcut cu 18.03, proiectant, a făcut Daliu și îi dă indicatori tehnico-economice în 18.03 și adjudecarea este în 14.03 pentru execuție. Dumneavoastră, vă dați seama la ce impuneți ca noi să facem? Să aprobăm ceva ce dumneavoastră ați contractat deja cu o firmă și veniți să aprobăm oportunitate și proiect și indicator care i-ați fost în 14 în licitație, în licitație, în cerere de ofertă, acceptată în 6 secunde și adjudecată. Domnule consilier, dacă... Domnul primar, vreau să-mi spuneți dacă am dreptate din ceea ce înseamnă parcurgerea acestor etape. Eu văd ce am un dosar. Eu asta, dimineața, nu m-am speriat când am uitat și am zis, e extraordinar. Cred că ați pierdut nopți întregi din sperietura asta. Domnul primar, dar cum să aprobăm astăzi oportunitatea? Oportunitatea este, nu? Noi îți considerăm oportun. Dacă noi refuzăm, dacă astăzi Consiliul Local, colegii nu votează și nu trece acest proiect. Nu mai trebuie. Până vin colegii, vreau să vă anunț că mâine sau luni vom primi proiectul tehnic la modernizare a sistemului iluminat public și cred că vom mai avea o ședință. Acum nu știu, o facem online, o facem... O lăsăm pe până în iunie. Da, nu este nicio fel de problemă, oricum n-am răspuns prezent. Și aici puteam înțelegeți, puteam să aprobăm oportunitatea înainte de a scoate pisica. Avem oportunitate. El prinsă lista de investiții. Eu nu am spus la buget și am zis, domnul primar, proiectele care le-a adus PNL-ul, ați spus atunci, domnul, nu poți să le prind, n-am indicatori, n-am niciun studiu, n-am nimic. Și mi-am spus, aveți proiecte care n-au studii de oportunitate și n-au indicatori care sunt obligatori, conform legii, pentru a fi înscriși în lista de investiții, să aibă indicatori și oportunitatea aprobată de Consiliul Local. Haideți. Bună ziua. Cum e cu oportunitatea și... Dacă nu ați voie să răspundă, dacă vă urmați la celelalte proiecte de hotărâre, prin care aprobăm indicatorii tehnico-economici, veți vedea că la, în subsidiar la proiectul de hotărâre sunt notă conceptuală, temă de proiectare, raportul biroului și referatul inițiatorului. Contractul a fost încheiat pe data de 14.
Asta este cursul ferez care am numit documentul, da? Nu, nu este cursul ferez. Uitați-vă la celelalte proiecte de hotărâre și o să vedeți că împreună cu prefetatul fost secretarul Băiețului Tinariu Balache, exact aceeași procedură am avut-o de lucru. Dacă îi verificați, și ați avea răbdare să îi verificați, veți vedea că exact asta este. Înseamnă că sunt procedat și de fiecare dată? Nu. Spuneți-mi dumneavoastră, dacă locul nostru v-ați aprobat astăzi o oportunitate a acestui proiect, da? Oportunitate și tema de proiectare și el să fie deja judecat acum două săptămâni. Dacă nu-i considerea mea, spuneți la fapt. El a fost prins în lista de investiții. Da, în baza la ce? Este proiectare și execuție. În baza la ce a fost prins? Orice proiect trebuie să identifice tot riscul economic și oportunitate, da? În baza propunerilor propuse de către personal de cadru primar. Da. Ce se înscrie aici? Cum se înscrie un proiect în lista de investiții? Trebuie să identifice tot riscul economic? Sigur. Da? Avea. Da? Sigur. Aprobat de ce? Apoi consiliul local. Un. Dacă mi-am duce și mie că n-am aprobat... Păi a fost aprobat în momentul în care a fost aprobată și lista de investiții. Da. Indicatorii. Ia grijă ce vinzi cu indicatorii. Și oportunitatea proiectului este analogică. Ascultați, indicatorii economici de lucru. Nu-i vorba de campanie, dar să înțeleg și eu și să înțeleg și colegii. Da, hai să spuneți, noi nu aprobăm, azi nici oportunitate. Mai ușurile, dar se poate prin momentul de așa mare distanță. Nu sunt peste iață. Nu mă faci să nu dorm cum n-ați dormit dumneavoastră. Domnul Consiliu, ceea ce a fost propus în cadrul listei de investiții ca și valoare a fost o proiecție. Valoarea reală lezită din cadrul unei documentații tehnice, făcându-se... Exact, ok. Tocmai de asta, asta este structura cadrul pe care am stabilit-o împreună, refer, a fost un domnul secretar. Prin nu vorbim de lege aici, vorbim de lege și fiecare lege. Nu, dar ce puteți mai întrebare? Da, vă răspund. Deci data de 14, da. E făcut, deci, faza de proiectare și indicatorii, asta de data de 18. Iunie ați știut pe 14 suma. Poftiți? Nu ne-ați știut pe data de 14 suma care ați fost pesicat. Este scoasă pesicat și s-a câștigat. Deci noi am avut o... În baza la ce? Noi am avut estimat. În baza procedurii. Că în baza nu, la indicatorii de suma, nu ne-ați luat de 14. Din lista din februarie. Din februarie. 160.000, domnul Mărăt. Da, corect. Ați fost exact cât e dată proiectarea și calculul făcut de 80.000. Dacă vă uitați acolo. Lista de investiții 160.000. Lista de investiții, da. La licitație. Da, la licitație. Păi și licitație e făcut cu indicatori dați de firmă pe 18. Cu ce sumă? Exact suma, 128.000 de lei de lea. Noi 260.000, vă spun sigur. La emoții scoase. Amintiți-vă că pe aici ați văzut ce vreau. Care ce scapă și mai așa. În februarie s-a aprobat o listă de investiții. Da. Așa. Pe baza listei de investiții, noi întocmim un plan de achiziții. S-a întocmit planul de achiziții, okay. S-a ridicat PESICA, procedura de achiziție a unei liste de investiții, a unei sume, aprobată prin consiliul local. Acum o dăm partea, chiar mi credeți? 160.000 aprobat, iar dumneavoastră aveți exact suma de, uitați aici, așa. Da? 128.900 fără TVA, scoți pe 14, iar dumneavoastră aveți indicatorii cu legii pe 18, 128.900. Ascultați-mă ce vă spun. Colegiile de la achiziție sunt obligate prin lege să publice cuantumul estimat și poate... Cuantumul estimat era 160.000. În lista de investiții cu legii 160.000. Păi în SICAP am costat 134.400. Este 128.900 produs de autoritate și a judecat. Lăsați. Păi da, asta este valoarea estimată pe baza listei de investiții. În 14, nu, în 14 ați estimat exact ce v-a dat pe 18. Nu, 18, pe baza listei de investiții aprobată în februarie. Domnul, este 128.900. Exact. Vreau să vă arăt lista. Vreau să vă arăt. Este un anunț publicat în SICAP, da? 134.000 pe baza listei de investiții aprobată în februarie. Asta e un anunț. Este adjudecarea? Da. Nu le-aș știu suma de 128.000 pe 14. Da, e oferta, uitați, am trei ofertă. Am o ofertă de 130.000. Până asta ce nu înțelegeți că noi aprobăm astăzi indicatori care vi-au dat pe 14. E 18. Este o întocmire danii și execuție lucrării. Este o procedură de proiectare și execuție. Ia uitați ce scrie aici. Mai departe nu știu. Ia uitați ce scrie aici. De mult cu ei. Fază de proiectare, documentație de avizare și execuție, da?
Ăsta care mi-a spus suport, nu? Ce dată are? Ce scrie aici? 18 și tot mic, dar el... Și bun, niște ani, 18 a scos în 14. Domnule consilier, era vorbit despre acest moment de reculegere, numai că domnul Andrzej... Am întârziat, scuze, e bine, mai vreau să vină niciodată.